Incendiu în centrul capitalei. 4 echipaje de pompieri au intervenit pentru a domoli flăcările izbucnite sub acoperișul unui bloc locativ cu 4 nivele. Totul s-a petrecut în prima jumătate a zilei de 10 mai, în jurul orei 11:30 de minute pe strada 31 august 1989. La fața locului s-au deplasat pompierii, polițiștii, dar și un post de comandă mobil al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Locatarii din scările blocurilor au ieșit singuri afară când și-au dat seama că a izbucnit incendiul. De aceea nu a fost nevoie ca salvatorii să efectueze evacuări. Echipa noastră de filmare, la fel, s-a dus la locul incendiului. Acolo l-am întâlnit pe Dumitru, unul din locatari, care ne-a relatat ce s-a întâmplat. Potrivit lui, de dimineață, angajații serviciilor locativ-comunale ar fi efectuat unele lucrări de reparație sub acoperiș. Focul a izbucnit la numai câteva minute după plecarea lor de la fața locului. Rezultatul provedenie JECAM remontnih robot na первом и третьем подъезде возникло возгорание, которое привело к тому, что 4 пожарных расчета прибыли на место. И вот сейчас заливает все это. Проводились работы с открытым огнем. Dumitru ne-a mai relatat că pompierii au intervenit rapid, prevenind răspândirea flăcărilor. Слава Богу, что быстро увидели, быстро приехали ребята. Большое им спасибо за это. Вот, и потушили. Что сейчас будет твориться в квартирах на четвертых этажах, можете себе только представить. Те участки крыши, которые они тушили пожар, они разобрали. Din fericire, în urma incendiului, nicio persoană nu a avut de suferit. Focul a reușit să afecteze în total circa 4 metri pătrați din acoperiș. În ceea ce privește versiunea izbucnirii flăcărilor relatată de către locatari, ea va putea fi confirmată sau infirmată numai după ce pompierii și polițiștii vor finaliza investigațiile.